Oliveală, noi informații revoltătoare în scandalul gurului din Apuseni. Se pare că de ani de zile autoritățile au ignorat infracțiunile comise de acesta, printre care și viol. Autoritățile au dispus acum efectuarea unei expertize medico-legale pentru a se stabili dacă și cum a fost afectată dezvoltarea fizică și psihică a copiilor abuzați de acest individ. Până acum au fost depuse 5 plângeri penale pe numele gurului de la Brad. Și mergem la colega mea, Andreea Borboroș, cea care urmărește acest caz. Andreea, ce informații ai? Bun găsit, Cătălina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, procurorii parchetului de pe lângă judecătăria Brad au extins cercetările în acest dosar, în ceea ce privește 21 de persoane. Practic vorbim de părinții copiilor care locuiau în centru. Aceste acuzații fac referire la săvârșirea infracțiunii de rele tratamente aplicate minorilor, exact așa cum ai spus și tu, Cătălina, urmând ca procurorii să vadă dacă a fost sau nu afectată cumva dezvoltarea psihică sau dezvoltarea minorilor, având în vedere condițiile în care trăiau. De cealaltă parte, însă, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului susțin că vor face tot ceea ce le stă în putință pentru ca minorii să fie consiliați, însă rămâne de văzut dacă părinții vor dori acest lucru, pentru că este nevoie de acordul lor în ceea ce privește supunerea lor la o expertiză medico-legală. În paralel, autoritățile județene s-au implicat și ele în această anchetă, asta pentru că în cursul zilei de astăzi la primăria comunei Ribiți au ajuns și inspectorii Agenției Județene de Plăți și Indemnizații, cei care verifică toate documentele legate de minorii, dar și de părinții copiilor care aveau domiciliu în comuna Dumbrava de Sus. Totodată, Cătălina, important de spus este faptul că joi se va judeca menținerea măsurii de arestare preventivă în cazul lui Adi Derabrad. Va fi un proces care va arăta dacă judecătorul va decide ca Adi de la Braț să rămână în continuare în spatele gratiilor, de vreme ce, iată, se adun noi și noi mărturii la acest dosar.